O grupă cu Grecia, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord și Feroe a fost cadoul primit de România ieri la tragerile la sorți pentru preliminariile Euro 2016. Avem astfel ocazia să ne răzbunăm pe greci care ne-au eliminat anul trecut de la barajul pentru campionatul mondial din 2014. Pentru prima dată în istoria turneului se vor califica 24 de echipe. Din grupe vor merge mai departe echipele de pe locurile 1 și 2, iar la baraj se întâlnesc cele care ocupă locul 3 din fiecare grupă. Deși România nu a mai bifat nicio prezență la vreun turneu final de 8 ani de zile, când s-a calificat la Euro 2008, giurgiuvenii sunt de părere că naționala va obține calificare. Ce credeți? Mergem mai departe la Euro? După locul 3, da. La baraj. Am căzut cu Grecia din nou. Grecia, pățim ce am pățit și rândul trecut. Și în tur și în retur, credeți? Nu. Numai turul la ei, pierdem 100%. Și la noi acasă? La noi acasă cel puțin un meci egal. Avem șanse să ne calificăm la Euro? Sigur, 80%. Am căzut bine. Ce credeți, ne calificăm? Da, cu sigur, ar trebui cel puțin. După cum o să ne răzbunăm pe greci ăștia acum să-i facem varză, cum puteam să-i facem și aici. Ce credeți, ne calificăm? Cred că da. Merg trei echipe mai departe. Da. Pe greci îi batem? Cred că da. Ce credeți că o să facem cu greci? Domnule, e cam periculos. Ne-au bătut. Nu avem jucători ca lumea. Prestația slabă din ultima vreme a sportului rege în România a făcut ca unii oameni să-și piardă pasiunea pentru fotbal. Nu știu. Nu le-am cu meci. Nu că nu mă pasionează așa mult fotbalul. Nu te pasionează? Alte sporturi. Dar crezi că o să ne calificăm chiar dacă nu te pasionează? Să sperăm. Nu, cu fotbalul nu le-am. Nu, că nu mă interesează, nu-mi place. Cu Grecia și cu Ungaria o să jucăm. Nu-mi place fotbalul, nu urmăresc. Iată acum care sunt grupele pentru preliminariile Euro 2016.